Salutare, oameni, și am găsit cel mai episod din Forza Horizon 5, 4. Așa. Și avem aici o mașină nouă, mașină gratis, ce puțin așa am primit-o, nu știu de ce. BMW M5 2018, oameni. În sfârșit o mașină nouă, gratis. Uitați cât de bine arată. Este absolut genială. În sfârșit, mașini noi în Forza. A doua mașină nouă pe care am primit-o. Gen, arată... Se conduce la fel de bine. Grinzile astea frumoase și volan acolo aia, vedeți ce bine arată. Bun, hai să vă arăt interiorul. Că exteriorul l-ați văzut. Sună și bine. Ce fac curse cu Atom. Acesta este interiorul. Vedeți cum se schimbă lumina unde accelerez. Se face cusături din piele roșii. Turbina aia vă place? Genial. Așa. Acum trebuie să menționez. Ce facem asta? Ma, ce s-a țărat. Bun, mașina, după cum puteți observa, zici că e un seria 7 cam dimensiuni. Totuși am încercat să-l numească seria 5. Motorul stock nu e atât de puternic, nu sună atât de wow, așa că am făcut un engine swap și am pus cel mai puternic motor. Pentru că vreau să prind viteza aia maximă și să rup frânele. Așa că... După cum puteți vedea, se cam ce ca un M. Și sună bine. Se vede că e un cruiser așa, nu știu. Faza e că mașina are o greutate și se comportă ca atare, adică pneurile reacționează la greutatea ei foarte bine, nu știu. Parcă au lucrat puțin mai mult la fizica acestei mașini. Mi se pare diferită față de restul. 390, 393. Woo! De arată așa. Ce frumos accelerează acolo așa, graduat, constant, adică are același tempo. Vedeți? Ce mișto. Și evident că are 8 trepte, dar... Nu asta e ideea. Ideea este că... Mașina nouă. În sfârșit. Arată bine, se conduce bine, sună bine. Sunetul nu este foarte diferit față de la... Farurile astea de spate sunt moderne în sfârșit. Vedeți cum s-a dus în greutatea într-o parte așa și gen... Și sunt trecut acțiunea pe toate roțile. Uitați-vă cât de stabilă e. Nu știu, zici că are o platformă de greutate în spate și permanență încontrează mie direcția ce să fac. Nu știu, e ceva diferit la mașina asta, nu-mi dau seama ce. Dar îmi place cum se conduce așa. Și acum avem cel mai puternic motor. Văzut? Ce bine s-a redresat din drift. Bine, asta din motiv și de tracțiune pe toate roțile, dar ia uite, la greutate. Nu știu unde să o plasez. Ca mașină, adică... Evident că puteți face curse cu ea la modul circuit, dar... E dificilă pe viraje, nu e chiar așa, adică uite, test de frână, să facem mai repede. Vedeți, la 100 la oră deja nu, cauciucurile nu mai țin. Și aici când faci manevre de-astea rapide stânga-dreapta, începe să zboare spatele destul de rău. Dar din motiv de greutate, înseamnă că e mașina foarte bună de drift. Așa că hai să nu mai pierdem timpul. Să facem de drift. Ce părere aveți? Honey, I'm home, știi? Bun, hai să mergem la garaj. Să facem modificări de rigoare. Și... Presim că o să devine
mai puțin controlabilă decât acum. Nu aici. La garage, upgrades, custom. Aici, suspensii, drift. Bun. Și acum te face și conversia. Aici. De la 8.8 a zburat. Motorul, dacă vă interesează pe cineva, are două opțiuni, V10 și stock. Și stock, după cum puteți să se fă, e mult sub. Chiar și tunat nu este wow, dar... na, pot spune că se simte greutatea mașinii, chiar ok, deci chiar nu pot să comentez aici. Bun, hai să vedem acum cum va fi nebunia asta e mașina. Genul de mașină grea care la 80 la oră face un drift super lejer cu ea. Vedeți? Și pot să și controlez ușor, nu știu. Dar mai și BMW-urile bune la ceva. Dacă aș... nu știu, pot să mă uit să văd, dar nu cred că am... parcă am ceva totuși, filtrul de temperatură pe pneuri. Înainte să mergem acolo, hai să vedem ce mesaje avem. Blueprint reward, nu ne interesează asta. Gifts, super wheel spin, ia să vedem. Primul... cel mai proaste primul de super wheel spin. Nu știu ce caută cine acolo, 10.000, gold blazer și... incoming, neinteresant, am înțeles. Astea le putem șterge și mai avem wheel spin, încă două bucăți, rapid. Și pac. Pac. Oribil. Vedeți câte chestii de vestimentație puteți obține? Da, hai să mergem pe istorul să facem o sesiune mică de drifturi, pentru că... nu știu, acolo mi se pare că mașina... fără dar și poate. Dar părerea mea, acum, na. Nu știu, chiar... chiar sunt bucuros că am băgat mașina asta în joc. Și Mercedes-ul din episodul anterior chiar... în sfârșit avem mașini mai noi. Pentru că asta e problema cu jocurile astea noi. Bagă mașini mai vechi. Mașini pe care deja au licență și... nu se obosesc să obțină licențe noi la mașini. Ca să le bagi în joc. Și atunci... tatăl meu a fost și cam aceleași mașini. Nu știu, cred că ați observat poate și... la alte jocuri, să nu dau nume, dar înțelegeți să vedeți ce merge. Hai să plecăm de aici. 2, 3, 4. De ce n-a 4-a? Și 4-a. Poate găsiți în linie dreaptă cu suspensiile astea. În momentul care intră în drift, pleacă singur spatele aproape la viteza asta. Wow, ușor. Cred că doar treapta a doua îmi va trebui la mașina asta. Bun, hai să vă arăt camera de drift. Cred că am putea să menționez de două ori din episod. Vedeți cum se întoarce capul după poziția mașinii? Mi se pare ceva foarte mișto. E dificil că nu vezi spatele așa bine, dar uite, vezi în partea în care faci drift, știi? Și chestia asta te ajută. Spuneți că nu-i tare chestia asta. Mai mână. E interesantă camera drift, să recunosc că prima oară când am citit camera drift, am crezut că va fi camera din spate, dar nu este camera din spate, este camera asta. Să vă arăt imediat unde s-o activați, pentru că e default. Așa cum vine ea de la creator, este oprită. Și asta a băgat un nou update. Într-adevăr, se vede mai frumos din spate. Dar... trebuie să recunoaște că și acum din cockpit e o plăcere să faci drift. Pentru că vezi unghiurile cum trebuie, nu mai trebuie să te uiți din controller sau din volan sau să spui uitați texta. Da, super controlabilă, are putere exact când trebuie la roți și are un echilibru aparte, cu
toate că sunt pe drift. Nu știu, parcă greutatea undeva, exact unde e schimbătorul de viteze, cam acolo parcă se simte că e greutatea și gen, toate că acum împinge cu spatele, fața asta foarte bine plantată. Faci băiatul drift? Ce-ai afică? Volam pe dreapta. Bulgaria style. Ce că... Taca, ce număr de matriculare are? 4, 46 and 2. Ok. Da. Uite, ceva pe măsura mea. Uite cât de bine arată mașina asta pe lângă antichitatea aia. Deci și farurile și tot. Ce mai vrei? Ce arată absolut genial. Sigur că și vouă vă place mașinuța asta mult. Dar aparent domnul nu vrea să facă drift, așa că vom încheia aici episodul. Am mai altă vreau să vă arăt o mașină nouă. Posibilități foarte bune de drift cu drăcia asta. Sper că v-a plăcut acest mic episod și urmează încă o mașină nouă. Mai diferită și mai specială, pe care o poți obține doar făcând festivalul. Bun, atât pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut și până la următoare. La revedere! Pa, pa!